Hai spune, cine? Oh, se deschide garajul. Ar trebui să mă grăbesc. Cine a subestimat vremea de afară? Eu m-am gândit că e un pic mai cald. Dar de unde? Stați un pic, am atâtea lucruri în brațe încât eu nici nu știu dacă mai am telefoanele, dacă mai am tot. Trebuie să mă verific. Mi-am dizolvat, de fapt, acasă L-carnitin aici în prea multă apă, sincer, că am gustat acum și nu mai are deloc gust de portocală, are gust de nimic. Și îmi spunea acolo că pot să iau direct 10 ml sau să o dizolv și am zis ok, nu direct, hai să o dizolv și cred că am dizolvat-o în 400 de ml de apă. Mă duc pe jos la sală, am zis că îmi fac încălzirea până acolo și am tot emoții că nu simt nimic în buzunar, mi-e să nu-mi pierd telefonul. Asta pentru că sunt la menstruație și oricum am tras de mine să merg la sală. Îmi fac încălzirea până acolo, ținând cont că nu o să stau pe bandă, nu o să stau pe scări. Și, pe lângă asta, oricum ajung la o oră de vârf, ca să spun așa, că e ora 7 și e multă, multă lume la sală, dar trec pe la BBT-i, pentru că am de luat de acolo multe lucruri, am de luat deodorant, cremă de față, pentru că le-am consumat de ultima oară când am luat cleanser, nu mai am absolut deloc, voiam să mai încerc ceva ce a recomandat Iguanița, un fel de BB cream sau CC cream de la Purito parcă și am înțeles că au mai multe nuanțe numai acolo cât o să stau să mă hotărăsc ce nuanță am nevoie. O sun și-o pe mami pe drum să văd ce mai face, ce mai zice. M-a stras de urechi cu filmele, o să vă spun, m-a obligat YouTube să mă uit la un film aseară care e foarte fain el în esență, doar că eu acum am nevoie să fiu un pic menajată, nu să văd cum sunt spintecate animale în două, dar o să vi-l recomand că e foarte fain, așa psihologic. Deja începe să-mi cadă mâna că e camera grea. Opa, am ajuns la zona aia unde e cățelul pe casă. Stați un pic că trebuie să mă orientez în spațiu, să mă îndepărtez. Stați un pic, abia am ajuns în vestiar. Apelul telefonic cu mami a durat mai mult decât mă așteptam. Am fost și la BBT între timp. Doar de acasă ce mi-am luat, că le-am băgat pe toate aici în geanta de sală. Uite, mi-am luat ceva nou. Mi-am luat niște geleuri pentru păr de la Forcapil. Acestea de aici nu le-am încercat niciodată, dar cel mai bine vă zic acasă. Mă îmbrac și eu, mă echipez, ca să spun așa, și mă duc să fac brațe astăzi. Mă schimb și merg în sală, ne auzim după ce termin. Gata cu sala! Am terminat! Am terminat și mi s-a părut, de fapt nu mi s-a părut, a fost atât de greu, îmi tremură brațele, am făcut brațe azi, am zis să încep ușor, să nu încep direct cu picioare, dar nu exagerez, a fost foarte greu. N-am mai fost la sală de 2 săptămâni. Am fost răcită o săptămână, apoi s-a întâmplat nenorocirea cu Cleopatra și se simte. Dar nu-i nimic, într-o săptămână o să-mi revin și o să am din nou tonusul de dinainte. Acum tremură brațele ca lumea și abia mi-am dus la bun sfârșit exercițiile, să știți. Chiar a fost greuț. Am pus aceleași greutăți ca înainte, adică n-am modificat mare lucru, dar a fost greuț. Ziceam că n-o să merg pe jos, dar uite că mă duc nu neapărat pe jos, că mă întâlnesc cu Iub și poate rămâne și la o înghețățică. Iubi, ai venit să mă iei de la sală? Mă, să zici că suntem la prima întâlnire, o, ce drăguț! Și merge și la înghețată. Nu! Da, e așa drăguț că ai venit. Merge și la înghețată, că m-am plâns, că îmi tremură brațele, îmi pică brațele, nu mi-am putut termina exercițiile, nu mai sunt în stare să ridic greutățile pe care le ridicam acum 2 săptămâni. Dar m-am zis, nu-i nimic, într-o săptămână o să revin, dar așa ca un prim impact, când vezi că atunci când faci sport, constanța e totul, adică dacă te duci și te duci măcar de 3 ori pe săptămână, e tot ce contează și o să vezi îmbunătățiri. Și apoi cum n-ai mai putut ajunge 2 săptămâni, cum trebuie să o iei, nu de la zero, dar se observă că n-am mai fost. Poate de săptămâna viitoare vii și tu, Iub. Să vin, a zis, gata. Astăzi a zis, i-am zis, Iub, nu vrei să zic? Hai bine, nu zic. Gata, mergem la înghețată. Și după antrenamentul meu de brațe, cum intră o înghețată, asta este cu Eugenie. Am venit aici aproape de casă la Omni. Vreau să... De fapt, am promis că facem acasă, vă arăt acasă ce anume am cumpărat de la BBT acum cât am fost la sală. Însă, în primul rând,
M-am umplut de mini coșulețe, în mare parte cred că sunt hormonale, că vreau să iau de aici două paduri. Două! M-am descurcat de minune. Vreau să mă exfoliez un pic pe față. Acesta este de la Dr. Hedison, AHA Soft Peeling Pads. Vi le arăt acum, să vedeți. Să știți că vi le arăt, dar nu știu, nu observ o mare îmbunătățire. Vi le arăt așa ca să vedeți ce produs folosesc. Și teoretic AHA-ul de aici din ele mă ajută să exfoliez celulele moarte. Și poate mă ajută și cu mini coșulețele astea de pe frunte, că am la coșulețe pe frunte, nu știu ce s-a întâmplat. Prima oară, aici bine e. E așa de relaxant. Vai, mi-e stat de somn și m-am îmbrăcat. Vedeți că mi-am luat halatul ăsta. Este ora 1. M-a obligat iubitul meu să mă uit la un film. Doamne, n-am văzut film mai prost decât ăsta. Se numește Ambulanța, pentru că pe ăsta l-am reținut. Pe alea bune, să știți că nu le-am reținut, dar pe ăsta l-am reținut. Este atât, atât de prost. Mi se pare că e mai degrabă o comedie decât un film de acțiune. Dar e atât de prost încât e amuzant, cumva, nu știu să vă explic. Și ne-am uitat acum la el. A durat 2 ore jumate. Și ne-a prins un pic, adică nu pot să zic că nu ne-a prins. S-a terminat și am zis că gata, vă arăt și vouă ce am luat de la farmacia Tei. Pentru că după, dacă trecea seara, mai aduceam aminte mâine de dimineață și mâine de dimineață sunt un pic pe fugă, pentru că aș vrea să ies un pic în oraș. Vreau să mă duc să iau arome pentru narghilea. Noi am și fost răciți și nu am mai folosit narghileaua deloc, dar acum că s-a făcut vremea faină înapoi afară, parcă atunci când stăm pe balcon, ne uităm așa la narghilea și ne gândim, stai un pic că noi nu mai avem arome. Mai avem, dar nu ne mai plac și atunci vrem să mergem până la Unirii, poate trecem și pe la Latin Pizza, aș fi vrut eu să încerc, nu mai știu dacă mai țineți voi minte, dar când am fost odată de mult, de mult, cred că acum vreo câteva luni bune, am fost la un prieten acasă și ne-a spus să încercăm neapărat Latin Pizza și nu știu cum, de fiecare dată l-am văzut acolo, dar nu, n-am avut curiozitatea să încerc, însă din momentul în care mi-a spus, îmi stă cumva gândul ăsta așa. Și știu că spunea de pizza cu cartofi și trufe, că trebuie musa încercată, dar cred că au trecut luni bune. Dar mâine, dacă trec pe acolo, o să încerc să văd și eu despre ce e vorba. Mâine este și sâmbătă, este cheat day. Hai să trecem la ce am luat de la BBT. Am luat în felul următor. Forcapil jeleuri. Vi le-am arătat, cred că și în momentul în care eram în vestiar sau nu mai știu când v-am arătat, dar vi le-am mai arătat. Vai, sunt atât de încântată de ele. Nici nu mă interesează ce efect au sau ce nu au. Știți că mie pastilele Forcapil nu-mi plac pentru că au un gust ciudat, trebuie să le bagi, sunt ca spirulina, trebuie să, eu, din punctul meu de vedere, că vorbesc în numele meu, trebuie să le bag dacă aș putea, dacă aș putea să-mi bag mâna în stomac, să le bag, ar fi perfect, pentru că au un gust oribil, nu-mi place mie deloc și atunci nu prea le înghit cu plăcere, ce-i drept. Când am văzut geleurile astea, am zis că musai trebuie să le încerc, am luat două, trebuie să iei două pe zi, eu mă gândeam să le împart așa, dimineața și seara. Mă vedeți că sunt toată într-o perioadă de suplimente și de iau și spirulină, iau și cartilajul acela de rechin pentru încheieturi și pentru articulații, iau, uite, mai nou, Forcapil jeleuri, tot felul. Dacă stau să mă gândesc, sigur, sigur, mai e ceva. Și vreau să zic că în seara asta, inițial, am vrut să iau doar unul și în momentul în care am luat unul, am zis, nu, trebuie să-l iau și pe al doilea, aș putea să mănânc, cred că toată asta într-o zi, pentru că sunt atât de bune. Haideți să vă zic ce au. Au biotină, complex de vitamine B și C, zinc, seleniu și teoretic geleurile astea ar trebui să ajungă pentru o lună. Este pentru creșterea părului, deși să știți că eu nu am neapărat nevoie pentru creștere, dar pentru strălucire și rezistență aș avea un pic. Zice că întărește fibrele capilare și favorizează rezistența părului, favorizează creșterea părului și întărește firul de păr și menține sănătatea părului datorită vitaminelor B8, cred că e aici, și a seleniului. Să știți că sunt foarte, foarte bune, au gust de fructe, așa că nu, nici nu mă mai interesează ce fac. Important e că o să iau unul dimineața și seara.
Apropo de păr, m-am programat și eu la vopsit pe 4 mai. Inițial am vrut să mă programez duminică pe 1 mai, dar m-am trezit prea târziu. Am crezut că o să fac ceva interesant duminică, până la urmă nu se mai întâmplă nimic interesant. Și a rămas pe 4 mai, abia aștept să mă vopsesc, n-aveți idee. Am niște rădăcini atât de crescute și părul meu a devenit așa verde, are niște nuanțe de galben ciudate, galben verzui așa, dar se rezolvă și treaba asta, abia aștept. După care, în continuare, am luat Chica Clearing BB Cream în nuanța light beige. Pe asta am tot văzut-o la Iguanița, este tot de la Purito și am înțeles că e foarte, foarte faină și Iguanița tot timpul zice de ea că nu mai folosește fond de ten de când o are pe asta sau de când a descoperit-o pe asta. Din nou, am auzit de asta de mult timp la ea. Nu știu sincer de ce nu am fost tentată până acum să o încerc, dar de data asta am luat-o și eu în nuanța light beige. Am emoții un pic, dar mâine o folosesc. Mâine? Hai mâine, totuși să fie tot în vlogul ăsta, ca să văd așa la o primă impresie, deși mâine aș fi vrut să folosesc fond de ten, că poate fac și câteva poze, dar nu-i nimic. O încercăm împreună pe asta, nu mai încercăm acum, că mi-am făcut și skincare-ul și mai am, dar hai că nu am așa de multe, mi-am luat puține. Eram cu mami în telefon și n-am putut să mă concentrez să mă gândesc de ce anume am nevoie. Deodorant de la Borotalco, Lactacid Pharma, loțiune intimă. După care am mai luat versiunea mare, știți că acum vreo 3 săptămâni, tot la fel, mi-am luat mai multe produse de la Purito, printre care și o cremă super, super hidratantă, doar că n-am mai găsit-o acum, n-am mai văzut-o acolo la raft și v-am zis că n-am stat foarte mult în BBT-i. Și mi-am luat și cleanserul acesta. Wow, Iris se joacă în sfârșit cu jucăria. Jucăria pe care le-am luat-o și care nu a fost băgată în seamă și acum este și mă bucur tare mult, e acolo jos, dar până focusează camera la lumina asta, mai durează. Și de data asta mi-am luat Deep Foaming Gel de la Purito, sper că spun bine. Mi-am luat versiunea mare. Hai de cameră, așa. Versiunea mare, pe care să știți că am și folosit-o acum cât am fost la duș, că știți, v-am mai povestit eu că pe față cleanserile le folosesc în duș, că așa îmi place să mă spăl pe față cu el direct. Mi-a plăcut foarte mult celălalt, dar să știți că n-a existat un cleanser care mie să nu-mi placă, adică. Și numai bine că ăsta este și la îndemână, însemnând că merg la sală, trec pe acolo și îl cumpăr, de asta l-am și cumpărat acum. Și cam gata, asta este, nu? Toată farmacia te-i vai, mă gândeam că am un haul mare, mare și am mai luat niște capete pentru periuțele de dinți, atât. Îmi vine să mănânc geleuri din astea în continuu, mi-e foame un pic, să știți. Mi-e poftă de pizza, mi-e poftă de toate, dar mai e un pic până mâine, până la cheat day-ul meu. Unde s-a dus Iris? Voiam să vă mai povestesc despre... Vai, ce se alargă astea mici. Voiam să vă mai povestesc despre faptul că am găsit, nu am cumpărat încă, dar am găsit niște cățărătoare din aceste ansambluri de cățărat pentru pisici. Am găsit pe Vida XL unele foarte faine. O să vă povestesc mâine sau... De fapt, nu, lasă, vă povestesc acum. Știu că v-am întrebat pe Instagram dacă știți de unde aș putea lua niște ansambluri de-astea de cățărat frumoase. De fapt, unul, nu niște. Și voi mi-ați spus Zooplus. Am unul la favorite pe Zooplus, dar tot iese din stoc în continuu și acum am văzut că vine abia pe 4 mai în stoc. Mai aștept un pic ca să mă gândesc să văd pe care îl vreau, dar să știți că și pe Vida XL sunt niște modele faine. În rest, n-am primit foarte, foarte multe sugestii, pe semne că nu sunt... Nu prea ai de unde să iei ansambluri din astea de cățărat faine pentru pisici, cred. Că n-am găsit nici eu pe internet și am căutat pe Google. Asta e noutatea. Și doi, te pap, mami! Și doi, am comandat o fântână pentru pisici, deși sunt la nu știu câta încercare cu fântânile astea pentru pisici, însă Nubia e atât de insistentă la chiuvetă, să bea ea apă de la chiuvetă, miorlă, se urcă în chiuvetă, miorlă la mine, să-i dau drumul la apă. Și am fost acum la Roxana și am întrebat așa, haotic, out of the blue, ca să spun așa, am întrebat-o, Roxana, care e cel mai longeviv sfinx de care tu ai grijă? Și mi-a spus că are un sfinx de, sau avea un sfinx de vreo 10 ani, 10 ani jumate, așa, care s-a îmbolnăvit subit de rinichi, a făcut insuficiență renală, dar ceva iarăși foarte, foarte rapid, s-a consumat totul imediat și atunci m-am panicat și am zis ok, stai un pic, că nu via mea cere apă de la chiuvetă,
Și am luat fântână. I-am luat fântână care sper să ajungă. De fapt, nu, n-ajunge. Până săptămâna viitoare n-ajunge, degeaba vă spun. Am găsit una pe Zoo Plus care imită așa, ca și cum ar curge apa din chiuvetă și sper să funcționeze pentru că atât de multe fântâni am schimbat, se strică pompele, se curăță greu, astea sunt dezavantajele la fântâni, dar ale mele, adică Nubii, nu bea apă nici din bol, trebuie să vadă că e în mișcare apa ca să o bea. Cam atât, mai multe despre asta când o să ajungă fântâna la mine. Vă las că îmi pică și mie ochii, vreau să mă pun în pat și sper să mă ajute sala să dorm. Pentru că v-am zis că am insomnii de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Cleo. Mă trezesc în mijlocul nopții, nu mai pot să dorm, stau trează vreo 3-4 ore. Bine, exagerez, nu 3-4, nu prea stau 4, dar 2-3 tot stau. Vai ce se aleargă astea mici. Mă bucur că se joacă între ele, că altfel mă miorle pe mine cu jucăria, să ne jucăm cu jucăria. Da, v-am pupat, v-am îmbrățișat, ne revedem mâine, când o să ieșim un pic și la plimbare, vă iau cu mine, să nu uit să pun la valierele la încărcat. Bună dimineața, cu SPF deja, încerc să mă machez, am promis că o să ieșim astăzi din casă. Am dormit aseară, sincer, un pic cam prost, n-am avut așa... În fine, nici nu mai trebuie să mai zic. Am avut insomnii și, deși am dormit un pic mai bine decât în nopțile trecute, însemnând că m-am trezit de vreo două ori pe noapte, dar am stat treaz doar jumătate de oră. Însă tot nu mă odihnesc cum trebuie și acum am pus la SPF aici pe mână și nu știu ce să fac cu el. Pe unde să mă mai dau cu el, că m-am dat o grămadă și pe față și pe peste tot. Nu știu ce să mai fac cu el, așa că o să-l întind aici pe mâini. Până la urmă și mâinile au nevoie de SPF. Vă spuneam ieri că vreau să încercăm crema pe care mi-am luat-o, Chica Clearing BB Cream. Asta de la Purito, ca să văd prima impresie, deși aș fi vrut să mă dau cu fond de ten astăzi. Nuanța mea este 21 light beige. Oh. Light beige, dar mi se pare foarte, foarte închisă. Am pus aici o bucățică. Ia să o întind. Ai, cred că e super, super închisă. Cred că am... Da. E super închisă și parcă bate înspre gri. Poate se mai adaptează nuanței tenului. Mă gândesc, parcă pe mână s-a mai adaptat, dar tot bate un pic înspre gri. Hai că vedem acum. Prima oară vreau să îmi... Să-mi fac sprâncenele, să mi le ridic un pic, să mi le setez. Că dacă pun BB cream-ul și apoi îmi fac sprâncenele, fac numai fulgișori din aceea albi în sprânceană. Vă spuneam aseară că vreau să vă povestesc și despre filmele pe care le-am văzut. Este unul care mi-a rămas în minte. Dar uite că am uitat să-l întreb pe iubitul meu cum se numește. The Hunter Hunter sau ceva de genul ăsta. The Hunter Hunter, oare? Îl caut eu pe Google și vă pun aici o imagine ca să știți despre ce e vorba, dar l-a downloadat el, așa că nu știu exact unde îl găsiți sau unde nu îl găsiți. Dacă e pe Netflix, nu cred că e, că dacă era pe Netflix, cu siguranță îl vedeam direct pe platformă. S-ar putea să nu fie nici pe HBO Go, că am abonament și acolo. S-ar putea să fie poate pe Amazon Prime. Pe Amazon Prime mi-a expirat abonamentul. Eu vă zic unde ar putea fi, că eu am abonament la toate trei. Ne uităm direct acolo dacă sunt filme care sunt pe platformele astea, dar, nu știu, el găsește niște filme, nu știu de unde le ia, unde citește despre ele, dar nu sunt pe platformele astea. Eu trebuie să recunosc că dacă mă pui să mă uit la filme, mai bine, nu știu, mă pui să fac orice altceva. Nu știu de ce, dar mi-e foarte greu să mă apuc să mă uit. Odată ce mă apuc, evident că mă uit cu drag, că mă prinde acțiunea, dar până să mă apuc, e sfârșitul lumii. Dar filmul ăsta, The Hunter Hunter, eu l-am văzut, în primul rând, e frumos, nu mă înțelegeți greșit, e psihologic, aș putea spune, mamă, dar ce nuanță are, un thriller, vai, nu vine să cred ce am dat-o în bară cu nuanța asta, e gri, efectiv, să o întind, poate. Reușește să se adapteze nuanței tenului, dar mi se pare că filmul ăsta e... Eu l-am văzut așa cu o strângere de stomac. Nu știu de ce, dar mi-a dat niște vibe-uri așa, o atmosferă foarte apăsătoare și niște vibe-uri foarte, foarte negative. Poate că e și în contextul în care l-am văzut, probabil, cu toată
tot ce s-a întâmplat cu Cleo, dar m-am uitat așa cu o strângere de stomac la el, dar el e un film foarte bun, un thriller, un film psihologic foarte, foarte bun, așa, în esență. Nu o să vă povestesc mare lucru pentru că nu prea am, sincer, ce să vă povestesc. Dacă v-aș povesti, v-aș spune tot filmul, dar în principiu este vorba despre o familie care locuiește în mijlocul pădurii, undeva în Canada, și trăiau doar bazându-se pe resursele pădurii. Adică, dacă aveau nevoie de mâncare, vânau. Dacă aveau nevoie de, nu știu, fructe, mergeau și le culegeau tot. Toată gospodăria asta a lor era întreținută de pădure. La un moment dat descoperă niște nereguli, ca să spun așa, în pădurea asta. Presupun ei că ar fi, nu știu, un lup alfa în pădure pe care aparent ar trebui să îl vâneze pentru că le mânca lor vânatul. Punea soțul ei, punea capcane și găsea de fiecare dată capcanele rămase doar cu un picioruș acolo, semn că cineva le fura vânatul. De aici nu prea mai am ce să vă spun că ar trebui să vedeți voi. Problema mea este acum că nu știu ce să fac în jurul ochilor. Mi-am aplicat crema asta, nuanța, nu știu sigur dacă mi se potrivește, sincer. Mi se pare că e un pic cam gri. Eu merg pe nuanțe un pic mai galbene când vine vorba de ten, pentru că vedeți că și aici pieptul meu este mai galben, dar cred că în jurul ochilor totuși ar trebui să pun, vai, dar e gri, ce să mai? Nuanța asta light beige, nu e light beige, ba da, light beige e super, super gri. Nu, cred că am dat-o în bară cu nuanța, de fapt. Dar hai să vedem cum rezistă, ce se întâmplă cu ea pe parcursul zilei. Hai să-mi pun concealer, cred că așa ar trebui să fac. În jurul ochilor bănuiesc că ar trebui să pun un pic de concealer. Problema mea este că n-am niciun beauty blender cu mine, că m-am gândit că o să pun tot crema asta în jur. Stați un pic să mă duc să curăț beauty blenderul, să-l spăl. M-am uitat acum și la baie, în lumină care nu e naturală, asta e naturală de aici și nu arată deloc bine, fața mea arată gri, cred că am dat o bară rău, rău cu nuanța. Dar hai să pun și concealer și să vedem, poate se mai potolește un pic, uite, o să pun și concealer aici, o să pun și aici, poate, poate, mai încălzesc un pic fața. Asta este singurul film de care mi-amintesc, să știți. O să vedeți oricum, în general, filmele astea cu păduri nu ies niciodată bine, așa că nici filmul ăsta nu iese foarte bine la final, dar e chiar interesant, o să vă țină, cred eu, cu sufletul la gură, dar o să stați așa și cu inima cât un ghem, sau mai bine spus cu stomacul cât un ghem, că nu e chiar plăcut tot ceea ce arată filmul respectiv. Vă ziceam ieri că sunt un pic dezamăgită de antrenamentul meu de la sală, că n-a fost cine știe ce, că nu mi-am dus la bun sfârșit exercițiile. Ei bine, astăzi m-am trezit cu o febră musculară. Am febră musculară la brațe, la spate și vreau să zic că tot efortul meu a meritat. Eu în momentul în care văd că am febră musculară mă simt atât de bine. Era imposibil să nu fac oricum, pentru că v-am zis, n-am mai fost de 2 săptămâni și atunci evident că avea să se întâmple treaba asta, dar mă simt bine și îmi dau seama că la finalul zilei sau la începutul dimineții tot antrenamentul meu a meritat, pentru că chiar dacă în momentul în care l-am terminat am simțit că nu am făcut mare lucru și m-am simțit așa dezamăgită că nu mi-am dus la bun sfârșit tot ceea ce voiam eu, am modificat greutățile, am mai scăzut din greutăți față de cum făceam înainte un pic, dar am febră musculară. Ceea ce este bine. Bine că am lucrat. Apropo, știți ce trebuie să fac? Mi-am adus aminte acum că am luat pensulele de aici din spate. Jeleurile! În momentul în care iau jeleul ăsta, cred că e momentul meu preferat al zilei. Nu l-am luat de dimineață. E atât de bun. Deși să știți că toate jeleurile astea pentru păr mi-aduc aminte de reclamele pe care le făceau Kardashians la jeleurile acelea, uite, nici nu mai știu cum se numesc, dar erau niște jeleuri roz de păr, pentru păr. E prima oară când iau jeleuri pentru păr, oricum, nu am mai făcut asta înainte, dar nu cred că o să fie ultima oară, că sunt foarte bune la gust. Mi-am luat și spirulina de dimineață, care teoretic se spune că ține loc de cafea, am citit aseară niște articole despre spirulină și are atât de multe beneficii, să citiți și voi, să vedeți. V-am mai zis eu în momentul în care am luat-o,
în momentul în care am făcut comanda aceea pe Jim Beam. Dar aseară am mai citit un pic. Gata, între timp am fost și la telefon cu Ana și uite că acum că mi-am pus bronzerul, mi se pare că s-a mai așezat nuanța asta pe tenul meu. Nu știu dacă s-a adaptat nuanței tenului, dar nu mai arată atât de gri, cel puțin. Și mai am de pus blush, iluminator, după ce pun toate straturile astea, cred că o să fie chiar, chiar ok. Ia să pun și blush. Folosesc Lolita de la Cupio, îmi place mult blush-ul acesta de la ei. Îmi plac astea două și întotdeauna le amestec așa. Mi se pare că sunt așa de fine și de... Ia uitați! De finuțe așa, nu știu, rozul ăsta mi se pare frumos. Eu care nu... Ai, dar mi-am pus un pic cam mult. Eu care nu sunt cu blush-urile, știți că mie nu prea îmi plăceau blush-urile înainte. Ei bine, cred că doar nu aveam blush-ul potrivit. Folosesc eyelinerul acesta de la Benefit pe care l-am primit acum vreo câteva săptămâni. Doar că trebuie să îl... aplic fără să vorbesc, că e foarte, foarte precis, se aplică și imediat și atunci riști să greșești foarte repede cu el. Hei, mama! Ce eri? Ai venit aici pe mine? Să mă iubești cel mai mult din univers? Știi că eu am zis tuturor că tu dormi cu mine în fiecare noapte și înainte nu se întâmpla asta? Tu știi, mama? Eu și am zis. Hai la mami! Mă iubire mică, ce e asta? Sufletel, haide, vin aici, îmbrățică. Și când mănânc, Iris vine și mă... se așează dacă mănânc acolo la masă, deși rare ori mănânc la masă, dar se mai întâmplă uneori și când mă vede, vine și îmi sare direct în brațe. Nici nu mai stă la discuții că are nevoie de invitație specială, nu. Vine și sare direct în brațe. De când nu mai e Cleo, e foarte, foarte lipicioasă. Înainte o mai punea Cleo la punct, că nu prea se suportau ele două, o mai punea Cleo la punct, îi mai dădea așa câte o lăbuță. Dacă o vedea că e prea agitat sau prea iubitoare sau prea în jurul meu, cred că era Cleo geloasă și imediat o punea la punct. Dar acum că nu mai pune nimeni la punct, e o pisică total schimbată. Și mama, ești total schimbată și ești iubitoarea mai mică? Sufletul meu. Stai, mami, că trebuie să terminăm eyelinerul. Am zis să fiu creativă, ok? Cred că mai bine îl lăsam cum era înainte. Ei, lasă. Sunt creativă, e perfect. O să mă îmbrac așa și un pic mai edgy, ca să se potrivească cu make-up-ul. Sper mai edgy, nu știu ce înseamnă asta, că n-am nimic în minte, dar sper. Hai să-mi fac și sprâncenele, să-mi fac și buzele și ne auzim imediat ce ies pe ușă cel mai bine. Nu știu dacă a fost o idee bună să merg that extra mile. Am pornit! Ești fericit, iubi? Nu știu... Cum? Very happy. Ne ducem să încercăm pizza aia de la Pasajul Latin. Nu știu cum ne-am ales noi ziua asta de sâmbătă să ieșim, dar e un pic frig afară. Ne ducem pe lângă pizza, lasă, dar am văzut eu pe TikTok un video în care este înflorită Visteria la Grădina Verona, lângă Cărturești Verona, și vreau să mă duc și eu să văd, deși outfit-ul meu de astăzi, să știți că nu este de ceva flori înflorite în background, dar vreau să mă duc să văd dacă într-adevăr sunt înflorite. Visteria este... A, uite că avem și aici la noi pe stradă, stai să vă arăt. E floarea aia mov de acolo. Oh. Pe care o vedeți, cred că o vedeți, asta, de acolo, e Visteria. Și am văzut eu că e la Grădina Verona și mai e tot acolo, pe lângă parcul Grădina Icoanei, cred că e acolo. Pe unde e facultatea de limbi străine, pe acolo, pe undeva. Dar întâi încercăm și pizza, dacă toți suntem în drum. Am parcat trotineta, i-am făcut și poză și gata, am ajuns la Unirii. Shit, cred că bate vântul, nici nu știu dacă m-au zis, că bate foarte tare vântul. Am luat trei arome. Toate cu lămâie sau gheață care să fie fresh, mentolate. Haide să mergem puțin aici, că vreau să intru la random aici. Intru eu puțin sau? Da. Mai am să mă uit un pic la bustiere pentru sală, doar că mie mi s-a stricat fermoarul la una din asta pe care am luat tot de aici. Nu știu, am băgat-o la spălat și după se desfăcea singur aici. Am găsit corsetul ăsta. Bine, e un fel de bluziță corset, doar că e mărimea 38. Sper să-mi vină, că e coadă la cabina, așa că nu mai stau să-l probez. Hai să-l luăm și după mergem să mâncăm. Am luat topul acesta, însă să știți că am emoții. Toate hainele de aici, de la Random, sunt faine. Și e un fel de outlet, nu știu, ASOS, Naked, nici nu știu ce am mai văzut pe aici. Ce am mai văzut în magazin, de fapt, ce branduri.
Dar trebuie să probez hainele, pentru că de fiecare dată când mai mergeam înainte cu Mirena, n-a mai fost de mult. De fiecare dată când mergeam, erau foarte faine și faine așa când le vezi pe umeraș, dar când le pui pe tine parcă se așează, nu știu, dubios. Dar de data asta n-am mai probat, așa că sper să-mi vină. Văzusem alt corset verde, dar mi s-a părut că nu prea merită, că nu prea merita materialul pentru ce preț avea. Și atunci am luat pe ăsta, care mi se pare super, super drăguț. Am ajuns la Latin Pizza. Hai să vedem despre ce e vorba aici, de ce e atât de lăudat. Wow, Iub, le-ai adus! Sunt chiar curioasă să văd despre ce e vorba. Să știți că băieții tai aici pizza cu foarfeca. Nu știu, din punctul meu de vedere nu era cine știe ce în momentul în care am intrat înăuntru, dar hai să vedem, poate chiar e bună, bună la gust. De arătat, arată bine. Tu cu ce ți-ai luat, Iubi, acolo? Tu mănâncă, dar nu mai știu cu ce ți-ai luat. Nu știu. Nu, n-am auzit că era muzica dată prea tare. Ok, cred că are roșii uscate, bacon. Hai să vedem. Și eu mi-am luat cu trufe și cartofi, pentru că eu am venit chitită pe pizza asta. Și mi-am mai luat și eu bere de ghimbir. Ole! Și apa e a iubitului meu. Cum e, Iub? Ok. E wow, wow sau e doar ok? E ok. Da? Ok, ai concert și eu pe a mea. Ia să încerc și eu pe a mea. Dacă n-a lăudat-o Cătălin atunci când am fost la Narghilea, știi? Și n-am ajuns de atunci, au trecut luni bune. A mea miroase a trufe, este cu cartofi și trufe. Cea mai bună. Mie cred că îmi place asta mea. Are multă brânză, dar brânza n-are gust de brânză. Deloc asta mea nu-ți place, nu? Zici că e maioneză cu cartofi și trufă. Într-adevăr, are mult cașcaval. Știți că nu e wow. Nu știu ce i s-a părut lui Cătălin așa wow, că nu mi se pare wow. Cred că a mea e un pic mai bună, dar e foarte, foarte... foarte grasă așa, cred că brânza asta e extrem de grasă. Și eu v-am zis că băieții o taie cu foarfeca, nu? Și se vinde, cred că la gramaj. O ți-o cântărește acolo și ți-o dă în funcție de gramaj. Cred că e 700 de grame, dacă nu mă înșel, parcă așa am văzut eu. Acum nu știu dacă diferă de la pizza la pizza. Dar nu-i cine știe ce. Normală, pizza. E bună. Nu ne vedem că e soarele bate de acolo. Am lăsat Latin Pizza acolo în spate. Nu prea ne-a plăcut, sincer. Iub, ție ți-a plăcut? Nu. Deloc? Deloc, iubire. Hai că deloc. E ok, dar nu e wow. Adică super mie mai basic. Da, mie mai mult îmi place aia de la Fabio, de exemplu. E mai uscată. Gen fast food, adică nu... Da, e fast food, așa, da. Mie îmi place pizza fără prea multă brânză, să știți. Așa că dacă vă place brânza, poate că nu o să... Nu e nici rea. Da, nu e nici rea, dar nu e nici wow, să zici. Și de aprecia acolo e foarte sărată, cum se calcă. Da, nu e foarte sărată, da. Nu știu dacă auziți ce zice Iub. Că bate și vântul și suntem și aici la bulevard, dar a zis că e de aprecia că nu e foarte sărată cum sunt altele. Am mâncat noi una, nici nu puteam, eu n-am putut să mănânc. Foarte, foarte sărată. Acum mergem spre grădina Verona ca să vedem dacă găsim Visteria acolo. Ce frumos miros și mai e o stradă pe aici unde mai sunt, mai multe. Wow, wow. Dar s-au cam dus săracele, când am văzut eu pe TikTok erau mai pline, acum s-au cam ofilit. Am zis nu că am venit aici la grădina Verona și am și filmat repede un reel pe care vreau să-l editez dacă tot stau aici cu ținută. Bine, nu m-am îmbrăcat, cine știe ce era, mai fain să fiu cu rochiță acum la floricelele astea de Visteria. Și poate când ne întoarcem mergem și la câteva străzi mai încolo mai e o stradă, eu cu Visteria din astea. Să le vedem doar, că ne plimbăm oricum. Ne-am oprit să bem ceva sau să mâncăm ceva, un desert pentru mine, cred. Ia să vedem, stați să văd și eu exact. Breakfast, small plate, sandwich, pasta. Eu cred că o să-mi iau un desert și ceva de băut, nu? Că dacă am mâncat dincolo la pizza, creme brulee, classic cheese. Ah, salty caramel cheesecake, asta vreau eu. Matcha, eu. Mie nu-mi place nici pudra de matcha, dar bine, era de așteptat. Dacă nu-mi place spirulina, pudra de matcha nici atât. Și stăm aici și ne bucurăm de verdeață, e atât de verde. V-aș filma, dar e lume în jurul meu, n-are rost că nu vreau să filmez lumea, dar e frumos încolo, stai să filmez un pic. Ca să vedeți Visteria acolo, nu știu ce se vede, dar e frumos tare. Între timp a venit și cheesecake-ul meu cu caramel sărat, ea mi-arată foarte bine. Și pink tonic-ul meu, ce credeți? Cum altfel, dacă nu-i băutura roz.
Era să scap camera, să fac și un thumbnail. Gata. Ce voiam să vă zic este că m-am uitat acum pe Google în timp ce a venit cheesecake-ul, vi l-am arătat, nu? Și aparent se numește glicină planta asta, florile astea mov. Eu am crezut, am văzut pe TikTok Visteria și zic ok, așa se numește, dar asta e denumirea științifică. Glicină este denumirea populară. Gata, hai să mâncăm să vedem cum e cheesecake-ul ăsta. Vedeți copacul ăsta din capul meu cum ar veni? Nu știu ce e, dar e atât de frumos. Are niște flori așa de roz, roz purpuriu. Foarte frumos. Nu știu ce e. Acum eram în scouting de plante pe internet să-mi dau seama exact care, cum sunt și cum se numesc. Știți ce voiam să vă arăt, dar nu. Am o folie imposibilă pe telefon. Voiam să vă arăt că ne gândim acum și ne facem planuri pentru ce să facem vara asta, dar efectiv chiar nu știu cum să vă arăt, că v-am povestit de dimineață de filmul The Hunter x Hunter. Ah, gata, Doamne ajută. Și ia uitați-vă ce cabană am găsit, ce casă în pădure, undeva, cred că prin Canada sau Statele Unite. Nu aș sta aici după ce am văzut filmul ăla niciodată. Între timp am ajuns acasă și mi-am reamintit că a sosit momentul adevărului. Mi-am reamintit de topul ăsta pe care l-am luat. Am și luat 3 arome de narghilea și am și invitat 4 prieteni la noi ca să ne jucăm Knowledge is Power. Nu ne-am mai jucat de atât de mult timp. Sunt curioasă să încerc aroma asta cu gref, deși nu știu ce să zic, s-ar putea să fie un pic amară. Am luat cu lămâie și lemon chill și lemon mint. Acum să vedem ce e de capul lor. Le pun aici puțin pentru că trebuie să încerc topul acesta. Să văd dacă mărimea 38 îmi vine și dacă arată drăguțel. Merg să-l iau pe mine și revin. Să vedem cum arată. Gata. Oh, stați că nu înțelegeam de ce suntem așa de întunecați. De ce ne vedem așa de prost. Gata. Am luat topul ăsta pe mine. Îmi vine, deși este măsura 38. Ideea este că ar trebui să-l mai strâng eu un pic aici, din bretelele astea, deși mie îmi place mai mult dacă le las așa. Aș putea, uite, să le las așa, că îmi place mai mult, parcă, cu umerii goi, decât dacă mai aglomerez și cu bretelele astea pe umeri, parcă nu-mi place așa de tare. Să știți că nu l-am mai văzut, adică l-am... Cred că era ultimul din câte am văzut eu acolo, dar dacă treceți și vă place, puteți să vă uitați, că mai au topuri din astea așa fetițistice. Ia vină tu la mami! Ia vină tu la mami și spune-mi cine te-a trezit pe tine, pentru că tu vrei un mezielu, cine? Trebuie să facem repede curat, că vine toată lumea la noi și dau și un mezielu și te și iubesc și te și îmbrăcișez și te și nu mă pot, îmi vine să te strâng până când îți ies ochii din orbite, mami, așa-i dragostea asta. Citeam, apropo de asta, citeam că atunci când ți se pare ceva foarte, foarte drăguț, creierul încearcă să compenseze și de asta îți vine să-l strângi, să, nu știu, îți vine așa să... Știți sentimentul ăla când îți vine să strângi pe cineva din iubire? Așa sunt eu cu astea mici. Așa sunt eu cu astea mici. Iubesc! 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 Vă las acum, mă duc și eu să editez, mă duc și eu să fac curat, să strâng un pic prin casă și să ne jucăm Knowledge is Power. Trebuie să mutăm aici PlayStation, nu așa e, Beb? Uh-huh. Mă simt ca în timpurile vechi când ne jucam cu Mire. Mai ții minte? Abia aștept. Cine e Mire la? Iubi, Mire, n-ai văzut asta. Gata, v-am lăsat. Ne punem și noi să strângem pe aici prin casă, să ajungă și vlogul la voi. Și ne auzim luni cu un alt vlog. Pupici, aveți grijă de voi și să aveți un weekend plăcut.